de ultimă oră, doamnelor și domnilor, înțeleg că în acest moment au găsit telefonul Alexandrei. Mergem la Mariana Zaharia, cea care este acolo și are mai multe informații. Mariana, te ascultăm. Bună ziua, telefonul Alexandrei a fost găsit conform unor informații oferite de surse din anchetă în parcul din oraș. Acolo ar fi fost găsită și cartela telefonică. Practic, aparatul și cartela au fost separate și aruncate în locuri diferite. Aici, la casa lui Gheorghe Dincă, sunt foarte mulți criminaliști. Am văzut multă mișcare în urmă cu ceva timp undeva în spatele nostru, în podul casei. Sunt în jur de 5 polițiști care au ridicat probe, i-am văzut, filmează toată zona, apoi au făcut fotografii și apoi au luat acele pungi clasice în care ei pun, în care criminaliștii pun probele. Așadar, este foarte posibil să avem o dovadă ridicată și de acolo din podul locuinței lui Gheorghe Dincă. Rămâne de văzut mai târziu ce vor spune anchetatorii, ce au luat de acolo. De asemenea, din informațiile noastre, o zonă, un bunker, o clădire abandonată, aflată undeva la 3 km de casa lui Gheorghe Dincă, ar fi fost scotocită de mai mulți polițiști ajutați de pompieri și de criminaliști. Este o suprafață foarte mare cu multe încăperi care sunt nefolosite, sunt în paragină și aflate pe un câmp, adică într-o zonă pustie în care cu greu, dacă ar fi ajuns suspectul acolo, l-ar fi văzut cineva, ar fi existat posibilitatea să fie văzut de cineva. De asemenea, oamenii din zonă ne povesteau mai devreme că suspectul nu lăsa niciodată pe nimeni să intre în curte, nici măcar preotul de aici, din localitate, în momentul în care venea la poartă, nu îi deschidea niciodată. Vă arată colegul meu acum acei criminaliști despre care vă vorbeam, care merg în podul locuinței lui Gheorghe Dincă, de acolo de unde i-ați văzut ieșind, au ridicat o probă. Vă spuneam că rămâne ca cei din anchetă să ne spună ce au găsit în acest pod, iar acum s-au mutat în locația cealaltă a clădirii, unde i-am văzut mai devreme, unul dintre polițiști filma toată zona, au închis ușa, probabil, cel mai probabil și de acolo vor ridica ceva. Este greu de comunicat cu anchetatorii, pentru că probabil la ora actuală merg pe mai multe piste, ridică mai multe probe și atunci doar ne spun din când în când ce au mai găsit în locuința lui Gheorghe Dincă. Din informațiile adunate de colegii mei, suspectul ar fi fost dus în parcul despre care vă spuneam, în parcul de aici din Caracal, unde au fost găsite telefonul mobil și cartela Alexandrei, și el le-ar fi arătat polițiștilor unde a aruncat aceste obiecte. Bun, reținem această informație, faptul că Gheorghe Dincă le-a arătat anchetatorilor unde se află acest telefon. E foarte important, nu l-au găsit practic anchetatorii, ci el a indicat acest loc. Pare că începe să spună și lucruri care pot fi probate în acest moment.